Salutare tuturor mei, eu sunt mai și bine v-am găsit la un nou clip. În clipul de astăzi o să vorbim de niște chestii de făcut și niște chestii de evitat când vine vorba de CSGO. Niște chestiuni mai generale și niște chestiuni mai puțin generale, chestiuni obiective să zicem unele lucruri au fost zise și în alte clipuri, așa că nu m-ar desperu pentru asta. Înainte să trecem la clip, vreau să vă mulțumesc enorm pentru tot suportul, suntem super aproape de 1000 de abonați, dacă nu v-ați înscris la giveaway pentru 1000 de abonați, verificați ultimul meu clip, cred că o să aveți un link pe ecran acum, dacă nu o să vă apară la final de videoclip. Uh, înainte să trecem la clip, vreau să vă rog foarte mult să dați un like și un subscribe și acestea fiind spuse, haideți să trecem la clip. De făcut, încearcă să te distrezi când joci, chiar dacă încerci să dai rank cap, nu fiind mereu super fib și try hard, că dacă o să încerci prea tare și ești prea fib mental, să zicem, acest lucru poate să se, se, resimtă în rău în jocul tău. Dacă ai pierdut un match și ești nervos, nu intra imediat în altul, stai puțin, uită-te la ceva pe YouTube sau intra într-un dead match, dar nu intra într-un match nou cu frustrările din meciul trecut de evitat. Dacă vrei să dai rank up, nu trebuie să fii super nepăsător și de lăsător. Uneori e bine să fii și tryhard atâta timp cât nu ajungi să te tiltezi foarte tare. Și nu mă refer doar la tryharding când zic de a fi de lăsător. Dacă vrei să dai rank up, mă refer și la trainingul tău de care trebuie să ții cont. Și aici nu mă refer doar la aim training, dar vorbim imediat și despre asta. De făcut, fii atent la gameplay-ul tău și analizează ce faci. Când mori, gândește-te dacă ai putea să faci ceva diferit. Dacă da, ce? Unde ai greșit? Cum să eviți asta runda sau data viitoare? Dacă ai greșit un nej, ține minte că l-ai greșit ca să nu se repete. Critică-te pe tine. Fii atent la ce faci bine și ce a mers într-o rundă ca să repeți asta. Dar dacă la un moment dat nu mai merge, oprește-te din a face lucrul respectiv. De evitat! Mai ales dacă joci cu randoms, chiar dacă joacă ca niște mai mulți, încearcă să nu te concentrezi pe cum joacă ei, ci pe cum joci tu. Pentru că dacă te tiltezi tu o să joci mai prost și dacă devii toxic și îi tiltezi și pe ei o să joace și ei mai prost. Și nu vrei să joace mai prost decât o fac deja. Plus că de cele mai multe ori dacă începeți să vă certați de la începutul meciului, meciul e deja pierdut. De făcut. Antrenează-te, antrenează-te ai mult pe aimbot și mai ales pe deadmatch. Antrenează-te offline pe mape. O să las un link în descriere cu mape pentru training și voi face și un clip despre acestea în viitor. Uitați-vă pe net la smoke și intrați pe mapa respectivă să le exersați, pentru că dacă doar vă uitați online la ele și apoi intrați în meci, nu o să le țineți minte. Dacă vreți să le țineți minte, uitați-vă la ele pe net și apoi intrați în single player și exersați-le, aruncați-le de 2-3 ori până vă iese perfect. De evitat, evită să-ți antrenezi doar aimul. Este o problemă mare, nu ar trebui să stai 3 ore pe deadmatch, și aimbot și atât. Dacă e nevoie, stai mai puțin pe aim training și alocați-vă 30 de minute, o oră, două ore, să vă antrenați pe mapele de training cum sunt cele de mai jos. Mă refer la acelea specifice pentru, să zicem, Mirage, Dust 2 sau ce mai vreți voi. Aimul o să vină și el cu timpul, dacă sunteți în ilouri mici sau la început, învățați mai întâi fundamental pentru că aimul este ușor de perfecționat și v-am zis, vine cu timpul. De făcut! Atenție, subiectul meu preferat. Cumpără utilități. Iei utilități. <laughs> Ține cont de importanța acestora. Este posibil ca un fama și un smoke cu nade să fie mai util decât un M4A4 și atât. Gândiți-vă la utilități ca la o a treia armă pentru că practic asta este. Și de-aia vorbesc atât de mult despre ele și că trebuie să învățați să le folosiți. În trainingul pe mape de care vorbeam mai devreme, cel puțin 15 minute trebuie să fie alocat utilităților. De evitat, să cumperi utilități degeaba. Ai grijă la cum joci când ai full utilități, nu vrei să irosești banii aia. Nu face puș dacă ai cumpărat utilități și nu te pune în poziții agresive unde poți să mori ușor. De asemenea, o să zic chiar și probabil o să zic până mă las de YouTube, nu aruncați utilitățile fără motiv și gândiți-vă la coechipier când le aruncați. El îl încurcă sau îl ajută să mă pe coechipierul meu? Dacă dau flash acolo, dau blind la vreun coechipier sau dau blind doar la inamici? Gândiți-vă la chestii de genul înainte să aruncați o grenadă. De făcut! Analizați stilul de joc al jucătorilor buni și profesionisti și încercați să învățați de la ei chestii de poziționare, movement, investment, decizii pe care le iau, poate sfaturi pe care le dau dacă urmăriți un stream de la un jucător pro. Și eu mă uit la meciuri profesioniste când am timp și după atâta timp încă învăț chestii de acolo. Că mereu apar strategii noi, arme OP, poziții noi, line-up-uri și e bine să fii la curent cu ce se întâmplă. De evitat! Nu faceți mota mo ce au făcut jucătorii respectivi. Am vorbit în unul din clipurile trecute că dacă un profesionist a făcut ceva într-o anumită rundă, nu înseamnă că asta trebuie să faceți și voi mereu. Fiți atenți la diferența dintre deciziile instituționale și playerile de fot. De făcut. Fiți atenți când un co-echipier poate avea nevoie de ajutorul vostru să îl dublați sau să dați un flash pentru el. Chiar dacă nu îl cere, poate nici el nu știe care are nevoie de ajutorul vostru. De evitat. Nu stați în spatele cu echipierilor mereu, nu le faceți bloc sau bait și nu lăsați B-ul singur dacă aveți trei cu echipieri în A și s-au dat două flesuri în De făcut, folosește radarul. Radarul este un tool super OP CSGO. De multe ori, mai ales când echipa voastră nu dă info, puteți să vi luați singur de pe radar. Spre exemplu, unde se pușează, câți oameni sunt acolo, unde e bomba. Chiar și dacă vedeți unde sunt cu echipierii voștri ajută, pentru că, spre exemplu, dacă toți sunt în A și voi în B și să zicem că pușați în mici și muriți pentru că sunt 3 playeri acolo, da, e vina echipei că nu ține nimeni mid dar de asemenea puteți evita situația dacă erați atent la radar și ați fi avut grijă în momentul în care mergeați să faceți pic în mid. De evitat, nu vă uitați obsesiv la radar, de multe ori și eu mă regăsesc în situația în care mor pentru că un adversar mi-a făcut pic și eu mă uitam la radar, pentru că tint să mă uit super des și super mult. Țineți cont că uneori radarul poate se bucuiască și să arate un player unde de fapt a fost acum 15 secunde, așa că dacă echipierul vostru vă zice că playerul respectiv nu mai este acolo, țineți cont de asta. Din nou, e bine să vă uitați la radar și să vă uitați des, dar aveți grijă să nu o faceți obsesiv. Cam asta ar fi și clipul de azi, sper să vă ajute și să fi învățat măcar o chestie nouă. Dacă v-a plăcut clipul, nu ezitați să dați un like și un subscribe. Vă mulțumesc încă o dată pentru tot suportul acordat, chiar contează foarte mult pentru mine și nu o zic doar așa. Acestea fiind spuse, vă mulțumesc pentru vizionare și până data viitoare, stay safe!